Organizat în ajunul Zilei Internaționale a Familiei, care este marcată pe data de 15 mai, dar încercăm până atunci să aducem cât mai multă informație despre cum e să îmbătrânești frumos în Republica Moldova, pentru că de mulți ani se zice că în Republica Moldova e sărăcie, e corupție și nu se mai văd și lucrurile frumoase. Trebuie să fim optimiști, să avem încredere în forțele proprii și să putem spune într-o voce că și în Republica Moldova se merită și se poate îmbătrâni frumos. Bună ziua, domnule președinte! Deci, îl salutăm pe domnul Igor Grosu, președintele Parlamentului. Mulțumim că ați găsit timp să veniți la acest eveniment. Evenimentul este organizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, în parteneriat cu Legislativul Republicii Moldova și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar și cu suportul și asistența, implicarea partenerilor, organizația HelpAge și Fundația MoldCel, cu genericul Dialog între generații pentru familii puternice. Familia este celula societății, familia trebuie să fie puternică. Republica Moldova, încă de la proclamarea independenței și până astăzi, trece printr-o lungă perioadă de tranziție. Desigur că această tranziție a arătat că sunt și vulnerabilități, a rămas Republica Moldova depopulată. Mulți vorbesc că îmbătrânesc satele, îmbătrânește statul, dar sperăm că autoritățile vor depune multe eforturi ca să încerce să ofere posibilități tinerilor să rămână acasă, să nu-și facă valiza și să aleagă calea străinătății. Aceste fenomene vor arăta pe parcurs, dacă nu se va interveni, că Moldova în 2040 ar putea să aibă una din trei persoane peste 60 de ani. Pe de o parte zicem că bătrânii sunt fondul înțelepciunii al statului, iar pe de altă parte ce zicem? Că dacă nu sunt bani să le asigurăm pensii mari, viața lor mai mult e în suferință. În acest context ne-am propus în cadrul evenimentului de astăzi să ne axăm pe dialogul și solidaritatea dintre generații, promovarea îmbătrânirii active și sănătoase. Vom avea și vom afla multe povești de succes ale persoanelor în vârstă și abilitarea digitală a persoanelor în vârstă prin implicarea tinerilor. Mă bucur să văd că la acest eveniment s-au adunat mulți oameni, nu o să vă număr, dar sunteți mulți ușori, așa că o să transmiteți mesajele de aici pentru cei de acasă. Haideți împreună să schimbăm percepția și să demonstrăm participarea activă la viața socială a Republicii Moldova. În context, astăzi o să aveți ocazia să participați la ateliere interactive și să discutați cu nutriționiști. Regimul alimentar contează foarte mult, inclusiv atunci când ajungem la o vârstă trecut de 60. O să aflăm multe despre cum e să îmbătrânești frumos având o viață activă și sănătoasă. Veți putea participa la ateliere de digitalizare, iar separat avem amenajat un spațiu unde puteți să mergeți să jucați șac, să jucați dame și chiar să croșetați oricând doriți dumneavoastră, dacă vă vine această idee năstrușnică, aveți toate condițiile. Tot acolo, un pic mai târziu, va fi un om în halat alb, medicul, care va putea să vă arate cum să folosiți tonometru, pentru că e bine să cunoașteți tensiunea, dacă e normală, dacă e ridicată sau chiar dacă e scăzută. Salutăm gazdele și reprezentanții oficiali, Igor Grosu, președintele Parlamentului, Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Nighina Abașada, reprezentanta UNFPA în Republica Moldova, și ofer cuvântul domnului președinte al Parlamentului, Igor Grosu. Bună ziua și Hristos a înviat! Eu vă mulțumesc pentru invitație la această sărbătoare, acest eveniment. Venind încoace, mă gândeam ce să vă spun. Și o să vă spun, de fapt, legat de familie. Eu mă consider un om fericit.
și o să vă spun de ce. Pentru că am avut parte de o familie foarte frumoasă. Da? Am avut parte de, și de mamă și de tată care m-au iubit și mă iubesc, evident. Eu sunt copilul lor, am să rămân așa, chiar dacă încep să-mi schimb culoarea părului, tot copilul lor am să rămân. Pentru că m-au încurajat, pentru că tata mea m-a convins cât e de important să citesc. Și aici, atenție, un argument pentru copiii noștri, acum ce preferă? Să privească filme, ține animate, da? Și eu țin minte, tata îmi spunea în felul următor, tu dacă ai zice, cei care au făcut filmul au citit o carte. Și iată, citind cartea, filmul e ceea ce el și-o închipui după ce o citi cartea. E că dacă tu ai să citești cartea, tu ai să ai filmul tău în căpșorul tău. Da? Și eu îi mulțumesc pentru că așa m-o convins să citesc. Pe urmă, eu mi-am creat familia mea și iarăși am fost norocos că mi-am găsit o soție, cea mai bună soție, care mi-a dat 3 copii. Și cumva am făcut ceea ce am văzut la părinții mei în familia mea. Da? Și suntem 2 generații, cum ar veni, și eu de-aia și vă spun că mă simt foarte fericit, da, și împlinit. Asta să nu credeți că la noi e ideal, evident, că ne mai certăm, ne mai supărăm, da. Dar viața nu-i fără astea. Altfel ar fi numai așa, ca în filme, dar nici în filme nu-i totul ideal. Și eu sunt sigur că și copiii mei o să transmită mai departe modelul sau felul cum ce au văzut la mine în familie sau în familia noastră. Eu sunt sigur că noi fiecare avem o experiență. Da? Și faptul că dumneavoastră sunteți aici, ați venit pentru că credeți în importanța familiei. Da? Familia asta e căldură, familia asta e viitor, asta e dragoste, asta e empatie. Și ceea fără de care noi nu putem trăi. Da? Eu, sincer vă spun, în virtutea funcției mele, sunt nevoit să călătoresc, să mă duc psihotare, cu vizite oficiale. Dacă vizita mea durează mai mult de 3 zile, eu mă năduș. Da? Eu nu știu ce să fac, mă răbde să mă întorc acasă. Acasă la ei mei, la copiii mei, la colegii mei și așa mai departe. Iar noi, indiferent de problemele care le avem, pentru că problemele niciodată nu se termine, trebuie să rămânem aproape de cei dragi, de cei scumpi, cei care nu au bunei, vorba aceea înțeleaptă, să-și cumpere, să-i găsească. Și eu, un lucru, uitându-mă la mama mea, care are o vârstă, e de vârsta noastră, eu mă bucur că ea permanentă e în mișcare. Da? Sigur că ea îmi spune dimineața, of, mă doare acolo, mă doare dincolo, zic, mama, dacă te doare, înseamnă că e viață. Da, înseamnă că e mișcare, e bine. Deci te-ai ridicat și ea se duce la servici, și ea se duce la biserică, și ea în activități, și mie foarte mult îmi place că ea e în acțiune. Deci eu mulțumesc organizatorilor, mulțumesc tuturor celor care se gândesc la astfel de evenimente, să vă implice, să fiți activi și, cel mai important, să transmiteți experiența dumneavoastră de viață nouă, da, nouă copiilor noastre, nepoților, și atunci eu sunt sigur că noi o să depășim mai ușor, mai empatic, cu mai mare ușurință toate impedimentele pe care ne le pune viața înainte. Dar ce nu s-ar întâmpla, da, asta, eu le spun și la ei mei, în familie, ce nu s-ar întâmpla? Vii la mama și la tata și spui ce s-a întâmplat. Da, ce nu s-ar întâmpla? Te duci la bunica și spui ce s-a întâmplat. Da, că ești supărat pe ceva, că nu ți s-a primit ceva, că ai luat o notă nu așa de bună care ai vrut tu. Tot este fleacuri. Important e să-i încurajăm pe ei noștri, să le spunem că sunt cei mai buni, cei mai iubiți, cei mai scumpi și atunci tot o să fie bine. Da? La mulți ani, capul sus și aveți grijă sănătatea dumneavoastră. Avem nevoie de dumneavoastră, da? Vă mulțumesc!
Domn președinte, dar să vă provoc și eu, cum vă vedeți la 70 de ani? Păi ca și mama, n-am stau locului, asta e precis, o să-mi caut ocupații, da, eu sunt sigur că o să facem noi ceva cu dumneavoastră sau cu, da, cei care organizează astfel de evenimente, o să ne organizăm noi și o să facem lucruri frumoase. Mersi. Mulțumim foarte mult pentru această luare de cuvânt. Menționăm că Fondul Națiunilor Unite susține Republica Moldova, susține Ministerul Muncii și Protecției Sociale în procesul de elaborare și aprobare a unui program național de îmbătrânire activă și sănătoasă pentru anii 2023-2027, menit să consolideze reziliența demografică a țării. Îl invit acum cu un cuvânt de salut și pe domnul ministru Alexei Buzu, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, să ne spună mai multe inclusiv despre acest program. Bună ziua! În primul rând vreau să spun, sunteți atât de frumoase. Unde sunt băieții și bărbații? Mai avem de muncă aici să ne asigurăm că toate activitățile noastre sunt interesați și femeile, și bărbații, și băieții, și fetele. Văd câteva domni așa mai în spate, mai rușinoși. Vă rog mult să vă implicați. Încurajați colegii și prietenii noastre să se implice mult mai activ pe viitor. Eu vreau să mulțumesc Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, pentru că ne-a ajutat să organizăm acest eveniment. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru parteneriatul pe care îl avem. Am reușit să facem multe lucruri utile pentru Republica Moldova, pentru cetățenii și cetățenile Republicii Moldova și cu siguranță avem planuri destul de ambițioase pentru viitor. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați găsit timp să veniți la acest eveniment frumos. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru exemplul pe care îl oferiți în familia și în comunitatea și în toată țara. Cu părere de rău, încă dumneavoastră sunteți o excepție. Și noi lucrăm prin acest program de promovare a îmbătrânirii active și sănătoase ca nivelul dumneavoastră de implicare, de fapt, să nu fie o excepție, dar o să fie o regulă în toate comunitățile din Republica Moldova. Și eu, după a treia zi, mă sufoc când mă aflu în deplasare, ca și domnul președinte, și când sunt în afara țării, tot timpul am așa o mică tristețe pentru că văd diferența dintre vârstnicii de acolo și vârstnicii de la noi. Se simte un pic durerea și grija mai mult la noi și pentru noi este foarte important prin toate politicile pe care noi le facem să ne asigurăm că în Republica Moldova toți vârstnicii au oportunități să implice, să devină activ, să se miște în fiecare zi, pentru că asta este foarte important. Azi este Ziua Internațională a Familiei. Noi, în cadrul Guvernului și în cadrul Parlamentului, am depus mai multe eforturi și am implementat mai multe inițiative pentru a sprijini familiile, să combine mult mai ușor viața profesională cu cea de familie. Chiar astăzi, bunii mei colegi din Parlament, doamna deputată Morozova și domnul Dan Perciun, au prezentat noi inițiative prin care vor încuraja mai mulți tați să se implice în concediul paternal, să se implice în îngrijirea copilului și să ajute familiile să beneficieze mult mai ușor de prestații de îngrijire a copilului, de concediu maternal și concediu de îngrijire a copilului. Totodată, în acest an, pornim mai multe investiții în servicii de îngrijire a copilului. Noi ne punem drept scop să dublăm numărul de copii care se află în creșă, în special pentru grupul de vârstă de la 2 la 3 ani, în următorii 2 ani și jumătate. Și prin intermediul programului de îmbătrânire activă și sănătoasă, de fapt, ceea ce vrem să facem este să multiplicăm istoriile dumneavoastră
în cât mai multe comunități. Ne dorim ca în cât mai multe comunități să fie vârstnici care beneficiază de servicii, spre exemplu, la terenul sportiv, să facă într-un mod organizat sport și să se socializeze, să meargă la bibliotecă, să meargă la casa de cultură, într-un un cerc artistic, într-un cor. Și foarte important este că în perioada următoare să avem mult mai mulți vârstnici care beneficiază de lumea digitală. Noi, la guvern și în Parlament, avem o agendă foarte ambițioasă, vrem să digitalizăm cât mai multe servicii publice și ceea ce observăm noi este că o parte importantă a comunității, a societății, de fapt, se află în afara acestei lumi, în afara acestor oportunități. Și prin intermediul programului de promovare a îmbătrânirii active avem un obiectiv specific prin care vrem să ajutăm cât mai mulți vârstnici, în special vârstnicii din zonele rurale, vârstnicii care sunt solitari, să le oferim aceste echipamente, să le oferim un plan minim de trafic de date, să acceseze internetul, să poată să comunice, să poată să acceseze servicii publice. De aceea mă bucur foarte mult că partenerii la acest eveniment sunt colegii de la Fundația Moldcell. Deci noi contăm foarte mult pe implicarea dumneavoastră și o să închei cu o rugăminte față de colegii din mass media. Vă rog mult, cunoașteți acești minunați vârstnici, acești minunați tineri, arătați-le tuturor istoria lor, pentru că doar așa o să încurajăm și o să arătăm că, de fapt, a fi vârstnic în Republica Moldova nu înseamnă să fii singur, să fii mereu cu griji și îndurere, dar poți să fii activ, poți să te implici, poți să contezi, poți să schimbi lucrurile spre bine în comunitate. De aceea, încă o dată, vă mulțumesc foarte mult și, cum a spus și domnul președinte, capul sus, și noi contăm foarte mult pe implicarea noastră în continuare. Vă mulțumesc mult! Tehnică. Mulțumim mult, domnule ministru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. Salutăm încă o dată prezența la acest eveniment a vârstnicilor care au beneficiat de granturi din partea ministerului, așa cum am aflat de la domnul ministru, granturi vor mai fi, dar întrebarea numărul 1 rămâne a fi când mai majorați pensia. Mulțumim mult, domnule ministru. Și acum Nighina Abasada, reprezentanta Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Populației, UNIFPA, în Republica Moldova, este organizația care deține pionieratul atunci când vorbim despre programe de incluziune socială, dialog între generații, împuternicirea vârstnicilor și tinerilor. Vă rugăm să ne spuneți cum e să îmbătrânești în Moldova frumos. I have to stand on the tips. Yes, thank you very much, dear all the persons for coming today, Mr. Grosu, Mr. Minister Marina Morozova, our long-term friend, and all partners with our Moldcell Foundation, Carolina, and most importantly, you, all of you who came from those remote villages and, you know, who want to share your experience and be active and be engaged in such kind of gatherings and events. I know that many of you are benefiting for the program that we're running on the digital skills for older persons, and you are the champions. You are not afraid of picking up new challenges and, you know, like being an example of true active person in the community and leader. And I know that many of you are already doing this role. Ah, sorry. Yes. Se aude? Ok, perfect. Bună ziua tuturor, mă bucur să vă văd pe toți astăzi aici și vă mulțumesc doamna Marina Morozov, domnul Igor Grosu, domnule Buzu și toți cei dumneavoastră care ați venit din sate astăzi aici să prezentați experiențele dumneavoastră de viață și prin asta arătați că sunteți campioni în ceea ce faceți. Și știm cu toții că mulți ați beneficiat de programele pe care le-ați făcut și sperăm să mai beneficiați și în continuare.
Okay, so I'm delighted to welcome you to this event, to join to celebrate the International Day of Family in its diverse forms and compositions. You want to come here? You can use this mic. It's okay, sorry. Mă bucur să vă văd astăzi aici, la acest eveniment, eveniment important în care celebrăm Ziua Internațională a Familiei și în care recunoaștem familia în importanța sa și în toate formele și componența acestei unități. So we know that families are stronger and healthier only if each family member, regardless of age and gender, contributes and benefits from opportunities and, you know, choice. Noi știm cu toții că familia este mai puternică și mai sănătoasă doar dacă fiecare membru al acesteia, indiferent de gen sau de vârstă, poate contribui și beneficia în mod egal de oportunitățile care apar și care se bazează pe propriile lor alegeri. So, unfortunately, not all families can enjoy the true quality, solidarity, and they are not so lucky as your family, Mr. Grosu. And this intergenerational bonding, this is the basically one of the main messages that we promote through this program. Din păcate, nu toate familiile se pot bucura de această adevărată egalitate și solidaritate și nu toți sunt la fel de norocoși ca dumneavoastră, domnule Igor Grosu, să aibă această relație între generații, pentru că acesta este, de fapt, mesajul important pe care încercăm noi să-l transmitem. So we all know that population is aging globally and population is also aging in Moldova. So how this will impact the social access, the social benefits, social assistance, access to health, access to services, we have to factor this into account. Deci cu toții știm că populația îmbătrânește în Moldova și nu doar și trebuie să identificăm care sunt impactul asupra diferitor domenii ale vieții sociale, sănătății și protecție și alte domenii care ne afectează. So as UNFPA we did some population projections and we know that by 2040 around 50% of population will be over 60 in Moldova. Deci, în calitate de UNFPA, noi am făcut câteva estimări și am identificat că în 2040 mai mult de 50% din populație va fi de 60 de ani și mai sus. So literally all spheres of life, all spheres of society have to adapt to this change and look at this not at the dependency, but what are the opportunities in this regard. Deci, în mod direct, toate aceste domenii ale societății trebuie să se adapteze la aceste schimbări, inclusiv asistența socială, domeniul sănătății și educația pe tot parcursul vieții, pentru ca să devină mai accesibile pentru persoanele mai în vârstă. So even nowadays, if we look at the Moldovan family, we would see that four generations in one family, right? We will have grandparents, we will have parents, their children, and then grandchildren, which is enjoyable. But also on the other side we have other challenges. Deci dacă ne uităm acum la o familie tradițională în Moldova, putem vedea că sunt patru generații în familia respectivă. Avem bunei, avem părinții copiilor și nepoții. Deci este un fapt foarte îmbucurător, dar pe de altă parte aceasta duce și unele provocări. There are also older persons in villages who left behind because their children left for work or because of different reasons of migration. So we also have to pay attention to those categories of older persons. De asemenea, avem persoane în vârstă care au rămas singure în satele lor din cauza că copiii au plecat peste hotare la muncă sau din alte motive au trebuit să plece și iată de ce trebuie să ne centrăm și pe acest aspect. So that's why it's so important the work that we do together, Minister Buzu, on active aging and the National Plan of Action on Active Aging. So how we actually mobilize, how we do the social mobilization and make this older person to have full access to social platforms, especially to digital platforms. Iată de ce aceste acțiuni pe care le facem noi în materie de îmbătrânire activă și acest program pe care îl facem noi împreună cu domnul Buzu și Ministerul Muncii și Protecției Sociale este atât de important pentru ca să determinăm implicarea acestor persoane în viața activă a societății. So we want to change a face of older persons, from becoming a passive beneficiary to the active agent in the society. Deci vrem să schimbăm această idee
asupra persoanelor în vârstă, de la persoane dependente la persoane active în viața societății. Yes. And each of you have a wisdom of your life that we want you to share with younger people as well. Și fiecare dintre dumneavoastră aveți o înțelepciune care v-a fost acumulată în timpul vieții și vrem ca să împărtășiți această înțelepciune cu generațiile mai tinere. So, just to conclude, the common goal is to build a social cohesion and solidarity between generations and young people to stand up to support older persons. Deci, pentru a încheia, vreau să spun că obiectivul nostru comun este de a crea această coeziune socială și această solidaritate și a determina ca tinerile generații să vină și să promoveze această implicare și această participare activă în cadrul societății a tuturor. So once again, I thank everyone who is part of this, who believes in this idea, and happy International Family Day! Încă o dată, vrem să vă mulțumesc tuturor pentru participare și pentru că aveți încredere în această idee și să aveți o zi frumoasă a familiei, să o sărbătoriți împreună. Mulțumim mult, doamna Nighina Abasada, care este reprezentanta Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Populație, așa cum spuneam atunci când ne-am oferit cuvântul de salut. Este o organizație care poate fi trecută la categoria campioană atunci când vorbim despre programe de incluziune socială, toată recunoștința acestei organizații și mai avem un invitat special, doamna deputată PAS, Marina Morozov, vă oferim și dumneavoastră cuvântul. Bună ziua, stimate domnule președinte, stimate domnule ministru, doamna Nighina. Vă mulțumim tare mult pentru organizarea acestui eveniment. Mă bucur tare mult să văd oameni din toată Republica. Într-adevăr, cum a menționat domnul ministru, noi avem foarte multe politici de a susține familiile cu copii, dar trebuie să ne orientăm și pe îmbătrânire activă. Ori, eu am o străbunică de 97 de ani, care citește acum fără ochelari, și zilele trecute a fost ziua ei și am sărbătorit 97 de ani și chiar pentru postare am întrebat-o câte ore citește și dumneavoastră mi-a spus că pentru că nu pot merge, pentru că nu pot face alte activități, citesc. Deci ea 5-6 ore pe zi citește fără ochelari. De ce spun aceasta? Pentru că vreau ca toată lumea care ajunge la o vârstă să se simtă bine, să facă ceea ce își dorește, iar noi, ca comunitate, ca parlament și ca guvern, să oferim toate oportunitățile pentru o îmbătrânire activă. Să avem centre unde bătrânii noștri, seniorii, cum noi le zicem, să meargă, să petreacă timpul împreună, să aibă diferite activități și noi, împreună cei mai tineri, să fim alături de dumneavoastră împreună cu copiii noștri. La mulți ani tuturor familiilor din Republica Moldova, la mulți ani tuturor seniorilor. Mersi! Mulțumim mult, doamna deputată Marina Morozov, deputată în Parlamentul Republicii Moldova și pentru că dumneavoastră a vorbit despre rudele dumneavoastră, eu mi-amintesc o discuție cu Vladimir Beșleagă, scriitorul, probabil mulți îl cunoașteți, el face yoga, el patinează, el renunță la transportul public ca să meargă pe jos 5, 6, 7, uneori și 10 stații. Așa că avem modele după care să ne orientăm. Mulțumim foarte mult celor care au avut aceste cuvinte de salut. În continuare vom da start nemijlocit activităților. Începem evenimentul cu discuții despre inovație, dialog între generații și digitalizare la orice vârstă. Ori acum 3 ani, Organizația Națiunilor Unite pentru Populație a lansat programul Abilitățile digitale conectează generații drept răspuns la pandemia de COVID-19. Programul este susținut de partenerii naționali și internaționali, societatea civilă și sectorul privat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Fundația Molcel, Ambasada Cehiei la Chișinău, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și compania HelpAge International. În total, în program sunt implicați 630 de
de vârstnici și aproape 200 de voluntari tineri din 26 de localități din 7 raioane ale Republicii Moldova, inclusiv municipiul Chișinău. Persoanele în etate au primit telefoane mobile, iar voluntarii tineri instruiesc vârstnicii cu privire la utilizarea telefonului mobil și le oferă suport constant atunci când aceste persoane au nevoie. Femeile și bărbații în etate au acces la multiple platforme și site-uri din care se pot documenta și prin care pot comunica cu cei apropiați, cu cei dragi. În acest context, tinerii voluntari, prin intermediul programelor dezvoltate de Organizația Națiunilor Unite pentru Populație, ajută persoanele vârstnice în utilizarea gadgeturilor, astfel se creează un dialog intergenerațional, iar vârstnicii sunt ajutați să evite sentimentul ăsta de singurătate și să evolueze și ei în pas cu timpul, să nu rămână în urma modernismului. Invit la acest panel de discuții directoarea Molcel, Carolina Bugaian, pe care o să o rupă.